Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Vorbim la subiectul săptămânii despre un eveniment foarte important pentru județul Gorj. Ieri am avut parte de o vizită importantă. Șeful CNADNR, Mircea Popa, a ajuns în județul Gorj și asta pentru că a avut un motiv întemeiat. Știm cu toții, DN66, tronsonul care leagă orașele Rovinari și Bumbești, Jiu, tronson care ne dă mari bătăi de cap. Despre acest subiect vorbim în această seară cu domnul Ion Tudor, directorul secției de drumuri naționale Gorj. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, Tărămânile! Mă bucur că ne revedem. De altfel, ne revăzurăm și ieri la activitatea deosebit de importantă, spun eu, prezența șefului CNADR-ului într-un județ este un lucru deosebit de important, o activitate care nu, sau cu care nu ne întâlnim în fiecare zi. Încep prin a vă spune că domnul director Mircea Pop, drumar de meserie, inginer de o viață, și a dat dovadă și ieri, într-adevăr, îmi spuneau și constructorii, și chiar au rămas impresionați de profesionalismul și fermitatea dumnealui. Ardelean, dar cumpătat, elegant, însă iute la minte, ager, îl aud că nu ne aude, adică spun un adevăr. Dumnealui a promis că o dată pe lună cel puțin va veni în Gorj. Sigur, obișnuiește să meargă pe șantiere fără să se anunțe, dar odată pe lună se va anunța și va fi la noi prezent. Cu siguranță va mai veni și neanunțat. Prezența dumnealui în județul Gorj ieri la noi, în cadrul secției, ca și în cadrul regionale, pentru că de la Târgu Jiu a plecat spre Craiova, nu este întâmplătoare. Nu că ar fi probleme deosebite legate de activitatea noastră, ca secție națională, ca secția drumurilor naționale, mă refer la secția Târgu Jiu, sau ca direcție. De altfel, direcția regională Craiova, condusă tot de un gorjan, avantaj și dezavantaj. O mai spuneam, o să ai premierul din Gorj, un mare avantaj, dar și un mare dezavantaj, că vine foarte des și toată lumea stă cu ochii pe activitatea din Gorj. La fel și cu directorul domnului Zen Adrian Lumezeanu, tot așa. Prezența gorjean fiind, cel puțin dată pe săptămână vine acasă, legat de glie și dumnealui, de casă, de casa părintească. Asta înseamnă că vrei, nu vrei, ai în control șeful, chiar și în timpul liber, tot pe drum trebuie să treacă, să vadă care e situația drumului. Pentru noi este totuși un avantaj. Cu dumnealui, activitatea în fiecare dimineață o încep telefonic și prezint problemele care au fost în ziua trecută, cu activitatea din ziua precedentă, și sigur discutăm și alte probleme legate de drumuri și nu numai de drumuri. Domnul Mircea Pop a venit la Gorj, a fost în teren, vista a început-o cu terenul. V-aș ruga să vedem un material înainte să continuăm discuția. Noi l-am așteptat ieri la sediul prefecturii pe Mircea Pop după ce a venit din teren. A purtat discuții cu șefii județului, după care a făcut câteva declarații. Vedem și noi materialul, după care revenim în studio. După vizita din teren, Mircea Pop a purtat preț de câteva minute discuții cu reprezentanții județului Gorj. Șeful CNADNR a recunoscut că pentru întârziere este de vină și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale. Deși autoritățile județene au primit asigurări că imediat ce vremea va permite se va da startul la reabilitare. Nici până în acest moment muncitorii nu și-au făcut apariția în zonă. Ei n-au nicio vină, noi am dat ordinul de începere numai de vreo două săptămâni când am asigurat fondurile, pentru că au fost probleme grele cu bugetul anul ăsta și până am reușit să alocăm sumele necesare, n-am putut să dăm ordinul de începere. Câți bani sunt alocați pentru această lucrare? Anul ăsta avem în jur de 160 de milioane de lei. Pentru cei care sunt nemulțumiți de starea drumurilor din Gorj, Mircea Pop a făcut o precizare. Avem drumurile pe care le finanțăm. Referitor la DN66, ne-am ales cu încă o promisiune. Știu și de data trecută când am fost aici, s-a plâns toată lumea de DN66. În sfârșit am reușit să alocăm sumele necesare ca aceste două contracte să primească ordinul de începere. Au primit, au început să se organizeze, să facă primele lucrări pregătitoare pentru a deschide șantierele și vă garantăm că în maxim două săptămâni se vor începe lucrările efective pe partea carosabilă a drumurilor. Și Transalpina este în atenția CNADNR. Deocamdată drumul este închis, pericol de
căderi de stânci, arocamente și sigur încă este multă zăpadă. Și ieri, după amiază, știm cu toții că a nins. Faptul că este drumul în atenția aceea Nedereului, pentru noi este un motiv în plus și pentru dumneavoastră și pentru toți să fim convinși că drumul se va finaliza. Ce mai trebuie făcut? Sigur, elemente de siguranță foarte multe, parapeți, destul de mult, dar... În acest moment, Transalpina este închisă din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Am revenit în studio, spunea domnul Mircea Pop, avem drumurile pe care le finanțăm. Așa este, domnul Tudor? Este adevărat. Dacă e să ne uităm, da, eu nu vreau să mă uit în urmă, peste umăr, da? Cum am venit și aici, când am venit la secție, da, dacă mă apuc să caut prin hârtii, nu știu ce, cine știe ce se mai găsește pe acolo, eu am găsit o echipă dornică de muncă. Ce a fost înainte, probabil că cei în măsură vor analiza și vor lua măsuri. Eu știu că s-au tocat mulți bani pe drumul ăsta înainte. Toată lumea știe. Pe ce s-au luat, s-au vehiculat mai multe sume, s-au luat multe sume. Deci banii, o să fiu acuzat acum de cei care nu mai sunt la guvernare, uite, domnule, dă vina pe noi. Păi eu nu dau vina pe nimeni. Eu întreb unde-s banii care s-au cheltuit, nu? Ca orice cetățean întreb. În calitate de ce, domnule, unde sunt banii? Mulți bani. Da? Ei, iar acum, rezultatele? Rezultatele nu prea s-au văzut. Sigur, s-au mai făcut și lucruri, nu trebuie să fim răutăcioși. Dar acum, cu bani foarte puțini, la jumătate, din ce au fost în anii trecuți pe reparații, la noi se vede. Nu cum mă laud eu. Dar vedem în ce în stradă. Și abia am făcut un sfert din suma alocată până acum pe reparații. Am avut 85.000 de metri pătrați, reparații numai. Asta înseamnă foarte mult, mai ales că asfaltul tot ajunge în drum. Nu să mai răcește pe drum, să mai piardă sau mai știu eu ce. Referitor deci, la... Se poate. Banii au fost, dar unde sunt? De altfel știm că sunt tot felul de dosare penale, știm că... Caută orbul, parchetul... scoate ochii acum. Se, credeți că nu se știe orbul? Se și vrea. Dar premierul a promis că va face lumină în multe situații și am văzut. Așteptăm și ați văzut, pentru că este vorba ați de văzut că a început. Bani mulți și bani... Ați văzut că a început. Eu, din câte știu și știu destul de multe vis-a-vis de activitatea companiei și activitatea direcției, lucrurile s-au schimbat. Chiar dacă au mai rămas piși-picolo unii care au tot metehnele alea vechi, cu la nivel de regională cu domnul Lumezeanu nu merge. Ori ne facem datorii, ori dacă nu plecăm. Prietenește! La fel a spus și domnul Pop la prima întâlnire cu dumnealui. Dacă faci prostii, te schimb. Prietenește! Corect. Da. Referitor la vizita dumnealui ieri în teren, practic ce s-a întâmplat acolo? A venit direct, dumnealui a preferat să vadă întâi zona, teren, drumurile, după aceea să întâlnească cu constructorii și pe urmă cu oficialitățile județului. Și așa s-a și întâmplat. Am mers la organizația de șantier de la Lainici, unde sunt organizați cei de la Copisa S.A. în asociere cu o firmă gorjenească, este vorba de Coremi, și gorjenii știu să facă drumuri. Și după aceea ne-am oprit la mănăstire pentru că acolo este o modificare, va fi o modificare de proiect și pe bună toate a avut Părintele Stareț intervenția și rugămintea dumneavoastră, de altfel inclusiv în alt preasfințitul Irinov, Mitropolitul Oltenii, a solicitat rugămintea și dorința dumnealui și dorința starețului și numai și a noastră până la urmă să se facă această modificare, să schimbe parcarea, amplasamentul parcării și va fi nevoie de dinamitat un pic în munte, excavări, pentru a crea mai mare spațiu? Mai mare spațiu, pentru a se crea un nivel de siguranță mai mare la circulație și trebuie să este o lucrare frumoasă. Plăcut impresionat am fost când am văzut pe spanioli, toamnul de la Copisa, care a venit cu mai multe variante, meseriași. Nu numai tehnic, dar și artă. Domnul Pop a apreciat interesul acestora pentru, mă refer la, și la punctul din zona mănăstirii, dar și în general pentru lucrarea de pe drum. Și a rămas stabilit ca să prezentăm două variante, și proiectantul, și constructorul, și ne bucurăm de tot sprijinul dumnealui. Și bineînțeles, dacă va fi nevoie, sunt convins că și premierul României, domnul Victor Ponta, din banii puțini care sunt, pentru că știm că banii mulți i-au tocat alții înainte, și mai văd pe la televizor acum că vin să ne dea lecții. Probabil că în afară de faptul că au știut adunarea și să numere banii, altceva nu prea au știut. Da. Dar nu facem politică astăzi, într-o zi poate facem. Corect. Cu alte cuvinte, ne bucurăm de tot sprijinul companiei vis-a-vis de mă refer acum la tronsonul pe defilă, 5R3, Bumbești.
De la, sigur, Părintele Stares ne-a invitat și la o cafea, gazdă deosebită, cum îl cunoaște toată lumea și îi mulțumim. Am revenit după aceea pe tronsonul pe Cincer 2, este vorba de drumul de la Ruvinar la Bumbești. Erau constructori în șantier. Vedeți, noastră, ce trebuie să înțeleagă toată lumea? Din păcate, eu surprins un pic așa. La fotbal ne pricepem toți și la politică. Bărbații la femei și femeile la bărbați, știi? În a ca caracteriza, știi? Ei, acum văd că se pricep și la drumuri. Lăsați să lăsăm drumari în pace să facă ce au de făcut, că știu ce au de făcut. Da? De ce nu excavăm și niște comentarii răutăcioase? Adică așa, dat de la răutate în nesimțire din partea unora comentariile, dar... Domnul Pop spunea de vă spun termen, foarte sincer. Două săptămâni. Stați un pic să ne înțelegem. Este normal să fie acest termen de două săptămâni. Da? Nu cred că vor fi. Poate va fi mai puțin, sperăm să fie mai puțin. Dar vedeți, drumul... Una e să începi un drum nou pe câmp, unde normal că începi cu buldozerul și excavatorul, și alta e să modernizezi și să repari și să refaci un drum care există. Vedeți, acum 4-5 ani de zile când s-a făcut, când au încercat, a fost așa tentativa de a se repara acest drum, a fost o perioadă, au fost măsurători, au fost detensionări, mă refer la bit, la beton și alte activități, la vremea respectivă s-au schimbat multe, au crăpat mai multe plăci din betonul ăla, s-au făcut mai multe denivelări care trebuie reluate. Nu s-a mai mers pe o expertiză, n-a fost cazul. În schimb, au apărut unele modificări la proiect, au apărut unele modificări efectiv în teren. Ori, bagi excavatorul, faci groapa, o astup, dar nu se poate așa. S-au schimbat multe. Tehnologia la drumuri nu mai este aceeași care era cu 20-30 de ani. E adevărat. Tot oamenii le fac drumurile, însă pretențiile sunt mult mai mari, ca și pretențiile celor care sunt la trafic. Pe urmă, e voie de, că se pune accent foarte mare, suntem Uniunea Europeană, am zis, să intrăm în Europa. Noi suntem în Europa de mult, europenii vin pe la noi, nu noi mergem pe la ei, că suntem cam cei mai vechi pe aici. Dacă ne uităm, dar s-a terminat serialul pe, cu Soliman, da. Soliman nu mai vedem. Da, vedeți noastră, siguranța rutieră, semnalizarea și după semnalizare trebuie pregătit drumul pentru... pregăti drumul pentru șantier. Ce înseamnă asta? Vor fi tronsoane unde se va circula numai pe o bandă. Păi dacă ești pe banda aia, să circulă mai pe o bandă și mai sunt și gropi și denivelări, ce facem atunci? Ori de luni vor intra la reparații. Noi am făcut reparațiile în primăvară, dar mai sunt încă destul de multe de făcut. Așa că după aceea noi nu putem spune că nu lucrează. Lucrează, e adevărat. Parcă și eu aș vrea să văd, să duduie pe drum utilajele. Însă și-au luat angajamentul că îl vor face în termen. Domnul Popa... Ce înseamnă termen? Când 18 luni. 18 luni din momentul în care s-a predat amplasamentul, au pierdut o lună. Dar ei spun că n-au pierdut-o pentru că efectiv sunt activitățile specifice demarării acestei lucrări. În două săptămâni eu vreau să spun că mă întâlnesc în fiecare zi cu constructorul, cu cei de la pe zona de sud, Comsa Sau. Pentru că deocamdată sunt la noi la sediu, în câteva zile vor veni cu toată TESA, ca să spunem așa, cu toți, și cu contabilitate, și cu aprovizionare, și cu calitate, și se vor muta la o altă locație, dar până atunci ne vedem în fiecare dimineață, oamenii sunt hotărâți, fermi, vrem să-i vedem și efectiv în stradă. Așa că, încă o dată vă spun, eu îi rog pe cei care se pricep foarte bine la drumuri, să se angajeze la drumul, dacă... Da, să-și facă drumul... Păi vor avea și ocazia, domnul Tudor, nu? Se angajează acum mulți oameni... Ba da, dar ce se întâmplă? Ocazia vor lucra firme din Gorj. Și de obicei firmele din Gorj cam au oamenii angajați. Însă, clar că în momentul în care intră o firmă pe un tronson de 10 km, va avea nevoie de mai mulți oameni. Vor fi și oameni din Gorj, că nu... Au și spus, au discutat-o, domnule, decât să aduc oameni din Timișoara, din Cluj sau de nu știu unde, cu costuri suplimentare, mai bine noi preferăm să și găsim meseriași. Zic, găsiți, stați liniștiți că veți găsi meseriași. Vedeți, ce mai spunea domnul Pop și era normal să fie întrebat, lua la întrebări, în ghilimele, de către oficialități. Deci, după ce ne-am întâlnit, a văzut drumurile.
ne-a spus că, mai sigur, atenție la reparații, atenție la întreținerea drumului în continuare. Noi l-am predat constructorilor, dar asta nu înseamnă că ne-am băgat mult în buzunar, gata, am scăpat. Nu! Sunt reviziile zilnice pe care le facem împreună cu ei, discutăm cu și cu constructorul, stabilim măsuri, mai ales când e vorba de siguranță. Nu vrem să avem accidente grave, Doamne ferește, și alte minuni pe drum. Sigur, toată lumea întreabă Transalpina. Exact, despre Transalpina voiam să vorbim. L-am întrebat și noi ieri pe domnul Pop. E zăpadă, ați văzut, este în atenția CNADR-ului și când promite ceva domnul Pop, se ține de cuvânt. Este clar cu siguranță că se ține de cuvânt și va fi Transalpina. Urmează să vină o comisie de specialiști. Inițial chiar ne grăbeam cu toții de luni, însă noi am spus stop, e zăpadă, ce vreți să vedeți, numai asfaltul, trebuie văzut și pe lateral, chiar dacă nu e pe porțiune foarte mare, dar câțiva kilometri mai e zăpadă, să mai așteptăm o săptămână sau poate două. Tot atunci vină... se va și deschide drumul? Când estimați? Nu, dacă se topește zăpadă de pe drum mai repede și nu mai există riscul de avalanșe, da. Dar ați văzut ce s-a întâmplat. Au intrat pe riscul lor și s-a pus ninsoarea și au rămas în zăpadă. Interesul nostru este să deschidă drumul. Însă, vedeți, nu sunt parapeți, nu e semnalizare. Nu. După ce vom asigura totuși niște măsuri minime de siguranță rutieră, se va deschide. Dar când nu va exista riscul să rămână oamenii zăpeziți sau să o ia prin pădure cu mașina datorită zăpezii. Se spunea despre Transalpina că a costat foarte mult și că este un drum despre prețul nu discutăm. Folosit foarte puțin timp pe an. La noi e ca la nebun. Dacă nu faci, de ce nu faci? Dacă faci, de ce faci? Cum să nu faci? Cum să nu construiești Transalpina? O frumusețe, o raritate. Păi normal că nu le convine la aia de pe Valea Prahovei că s-a făcut Transalpina, nu? Și să găsesc e să bage bățul. Și nu mai are. Și poate și la alte stațiuni. Dacă se făcea peste vârful omul Transalpina, acolo mergea. Acolo, da, se putea face. Păi cum e folosit în foarte puțin timp pe an? Transfăgărășanu cât e folosit? Și câte alte drumuri peste munți? Da? 6 luni dacă e folosită, dar e folosită. Ne aducem aminte anul trecut câți turiști au fost. Așa este, pentru noi, ca județ, este foarte important. Este și pentru Gorj. Și știți ce îmi spuneau cei de pe 7A? Avem un drum pe Jieți. Acolo erau niște cabane și spuneau ce, domnul Tudor, vă rugăm frumos să nu ne uitați pe noi cu gropile, pentru că de când s-a deschis Transalpina și s-au făcut pârtirele pe la obârșa lotrului pe acolo, avem tot timpul și noi cabanele ocupate. Vedeți? Da, gândesc ăștia care vorbesc pe aici, nu era bine să facem. Trebuie să-și vadă fiecare de treburile lui. Da? Să lipească benzi care lipește benzi, nu întâmplător vă zise asta. Să scoată cărbune care scot cărbune, nu întâmplător vă zise asta. Să ne lasă până să facem drumuri, să lăsăm polițiștii să-și facă datoria, să vă lăsăm pe dumneavoastră să faceți datoria. I-a durat câteodată așa, cam... Trebuie că este cam rolul nostru. Cam cu pixul așa mai ascuțită benița și e foarte bine. Da? Și să profităm de faptul că să ne bucurăm de faptul că se întoarce ceasul de multe ori din Gorj. Da? Păi noi în loc să punem umărul cu toții, să strângem rândurile că avem premierul din Târgu Jiu, încercăm să-i dăm la joale. Păi jenant, domnul. Da? Să găsiră, nu facem politică, dar vorbesc eu ca cetățeanul. Hai să facem repede niște greve sau ce să pichetăm. Sau ce. Hai la muncă, fraților! Da, acesta este un subiect destul de important. Păi este destul de important. Eu ca și gorjean vă spun. Păi mine mă deranjează. Da? Păi mine mă deranjează. Că mâine o să ne trezim, hai să pichetăm prefectura că sunt două gropi pe drum. Să picheteze, n-au decât. Dar la servici când mai, de când mai muncim? Începe mi-are cu vremurile mineriade, cu presiuni ce s-a întâmplat. Nu cred că se va mai întâmpla așa ceva. Da? Eu știu, e greu să lucreze minerii. E foarte greu. Dar văd că fac ăștia, au zis că face unul greva oameni care e pe la birouri. Asta e culmea, vă rog să mă iertați. Să ne limităm la drumurile noastre. Chiar bune. Chiar așa se numește emisiunea din această seară. Urmează drumurile noastre sunt pe drumul cel bun. Suntem în faza de avizare, autorizarea drumului DN67D de la Târgu Jiu până la Baia, la Apa Neagră. Urmează să intre de la anul în reparații și modernizare pe anumite tronsoane, de se repară și asta. Acum turnăm și porțiuni de covor și avem și gropile pe care le astupăm.
iată că este drumul nu rămâne, se va face tratament la 67 de la Vâlcea până la Motru, se va pune acea griblură, tratamentul care se face la asfalt, prelungește viața foarte mult și anumite reparații. Rânca, așa cum spuneam, 7A-ul este în Hunedoara, de total nostru, de la Petroșan, obârșea Lotrului, și ne interesează foarte mult pentru că se va circula spre Transalpina după aceea. Ce mai avem? Și B-ul și C-ul. C-ul e Rânca, B-ul este partea alantă spre Cărbunești, Stoina, Hurezan. Aici suntem un pic ținuți în loc de județele vecine, Vâlcea și Piteștiu, pentru că drumul va fi modernizat până la Pitești, pe Hurezan. Cei sunt mai înceți sau care? De ce ne țin în loc? Nu se mișcă lucrurile la fel cum se mișcă în Gorj? Dacă n-au premierul din Gorj. Nu se mișcă. Nu se mișcă, ca la noi. Da, nu se mișcă. Se mișcă sau nu se mișcă. Nu au obținut toate avizele. Ori, fiind alt județ, nu putem. Piteștiu e altă regională. Domnul Pop și-a notat și va chema pe șefii secțiilor și pe șeful de la regională, șefii de acolo, ca să ia măsuri. Nu, ne-a spus domnul Pop că o să vină lunar în județul Gorj, nou jurnaliștilor, pentru a inspecta bunul mers al... Vi se pare o surpriză? Plăcută. Va plăcută, veni. Surpriză, va dar veni. Nu l-am mai văzut lunar în Gorj și de asta este o noutate, da. Păi, nu l-am mai văzut lunar în Gorj pentru că abia s-au cam pus lucrurile la punct la București. Da? Dar să știți că în alte județe a fost destul de des. Și merge destul de des. Numai că dumnealui este mai, mai tăcut, așa, mai nu... Nu pleacă când pleacă în județ cu două zile înainte. Aici voi sunteți așa, mai, că ați căutat mai mult și ați aflat și că altfel nu se băteau tobele și surle și trâmbițe. Se strabă, muncim și avem timp să ne și lăudăm. Haideți să vorbim puțin pe final de emisiune despre secția de drumuri naționale de la noi, de la Gorj. Spuneți-mi, vă confruntați cu deficit de personal? Sunt suficienți? Din păcate, lucrurile s-au schimbat mult, nu pot să spun în bine, în sensul că de-a lungul anilor s-a tot redus personalul, s-au tot făcut tot felul de schimbări, de alții, nu de noi actualii. Și tot timpul sunt vinovați cei dinainte. Da, da, așa, dar nu noi am desfințat secția, noi am desfințat serviciul poduri, da? Nu noi am desfințat. Cei care făceau revizie și intervenții la poduri. Nu noi am desfințat, alții au desfințat. Așa este, reduceri. Externalizăm. Ăla nu tot cu cheltuiel să țin. Una este să fac dezăpezirea eu, cu utilajele mele, iarna, unimogurile la dezăpezire, vara, la alte activități, pentru că sunt utilaje complexe. Și alta este... Sigur, e frumos, stai la birou, dai telefon, n-ai luat zăpada de pe Godeanu. Da? E mai greu să te duci tu să o faci, că trebuie să te bagi în teren tu ca șef de secție, să te duci cu oamenii. Așa că nu dăm vina pe alții, spunem ce a fost. Sigur că este, activitatea este în atenția și domnul Pop. Se vor schimba multe, se vor face câteva activități, să redevină drumurile naționale ce au fost. Da? Până și controlul ni l-au luat, adică noi cei mai interesați să facem controle, în care a fost desfințat, s-a înființat o instituție nouă, dar nu e a noastră. Păi dacă tu n-ai grijă, una e să ai grijă de bătătura ta și alta e să ai grijă de bătătura altuia, știi? Corect. Da. În rest, personal, suntem 95 de oameni, împărțiți pe 7 districte, e nevoie de oameni la districte, urmează, pentru că în perioada asta se face și paza districtului tot cu noi, oamenii de la district, însă de la inițiativa domnului general Pop și... Să înțeleg că n-ați mai apelat, eu știu, la o firmă specializată. Nu putem deocamdată. Acum, asta vreau să spun, s-a discutat aspectul, a fost și președintele Consiliului de Administrație, a fost la Craiova, a discutat cu dumnealui și se va găsi o soluție și cu paza ca să putem să oamenii să fie folosiți cel puțin la revizie și la anumite reparații mărunte care se fac. Șanturile noi le desfacem, da? Podețele noi le desfacem. Noi văruim, noi cosim. Sunt încă activități pe care le facem noi în continuare, pe lângă siguranța rutieră, unde semnele noi trebuie să le montăm, noi trebuie să le dăm jos, ăștia ne fură, pe margine lisele fură pe la între capul dealului și Țânțăren, după Gilort, au furat pe vreo 100 și ceva de metri lisele, s-a făcut plângere la poliție, a fost prins hoțul, deci că nu s-au găsit decât 9
din 90. Păi toată, ia-le pe toate în cârcă, ce mai stai, că le spune el de unde le-a luat. Da, mă rog, mi-a promis inspectorul șef că se ocupă și îl știm că se ocupă și... Sigur, sunt chestiuni care nu dau bine așa. Adică parcările opresc ăștia cu... E o problemă cu second hand-urile și cu hainele. Aducem din România toate dremțele, cârpele, pentru că se lasă așa la voia întâmplării. Și este, deși facem parte în Uniunea Europeană, nu ne interesează ce se aduce și cum se aduce de dincolo, deși la mediu este o doamnă și o știm cu toții care îi știm capacitatea și profesionalismul, însă sigur nu poate să le facă probabil pe toate. Îi mai scapă și dumneai. Însă parcările noastre pline de haine de sec, aruncate de toți, gunoaie, moluz, lipsă de civilizație. Nu lipsă, dezinteres și nesimțire că suntem civilizați. Nu, toți știm că nu avem voie să aruncăm acolo moluzul, dar aruncăm. Aia, treacă, meargă. Aici ne pierdem foarte mult timp, este oglinda județului, porțile de intrare în județ. Ori dacă dimineața la 7 te duci în parcare și găsești pungile cu gunoi, păi femeile alea, muierile alea, ce câtă nesimțire poate să aibă dacă îi dă punga lui bărbatul să o arunce din mașină. Vă rog să mă iertați. Dar e o chestiune care mă frământă foarte mult și deranjant. Și am văzut femei care s-au dat jos din mașină ca punga. Eu n-aș ține o casă până de aia. Zău. Da, sunt convinsă. Despre utilajele secției de drumuri. Utilajele ce avem noi acum? Știm că parcă ați făcut și o achiziție. Au fost aduse acele autospeciale, autoutilitare cu care au fost date la district, care se deplasează la revizie, uneltele ce le avem necesare pentru anumite activități, se deplasează cu ele. Bune, dar puține. Ne-a promis domnul director, domnul Mezeanu, că ne va ajuta să mai suplimentăm cu încă două, pentru Rânca și pentru Meri. Cu siguranță se va rezolva. Avem acele unimoguri multifuncționale care iarna dezăpezesc, vara cosesc, au de toate pe ele și inclusiv Fredel pentru gropi. Foarte bune. Perie pentru curățit parapeții, pentru spălat. Foarte, foarte bune. Vechi. Cred că din discuțiile purtate se va încet noi și parcul de utilaje. Sunt multe de făcut, dar să facem întâi drumurile. Cu banii puțini care au mai rămas după ce au tocat alții, se vor face. Ce cred și sunt convins, calitatea va trebui să fie prioritară. Adică faci drumul anul ăsta și la anul sunt gropi, punem florinele, nu? Eu sunt convins că cu domnul Pop nu merge. Nu, s-a terminat cu... Emisiunea noastră mai se apropie de final și v-aș întreba așa ca de final, sunt drumurile noastre pe drumul cel bun? Drumurile noastre din Gorj? Sunt drumurile noastre pe drumul cel bun. Iar noi suntem pe drumul bun. Vom merge pe drumuri bune. Vom avea drumuri bune. Pentru că v-am spus, urmează și când promite... Domnul general a promis în județul primului ministru, da? Dar nu asta. Promisiunea a fost făcută și în fața dumneavoastră, dar și în fața... Și nu a fost promisiune. Pe baza unor proiecte sau unor planuri făcute până acum, pregătirile care sunt făcute, vom avea drumuri bune. Timpul ne va spune dacă va fi așa sau nu, ne vom convinge singuri. Timpul sau nu, timpul nostru al fiecăruia. Cu siguranță. Noi suntem aici. Dumneavoastră Corect. Sunteți prezenți, nu? Corect. Și facem echipă comună și vom face treabă. Se va face treabă. Așa să fie. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Pe drum mergem, că la birou e frumos. Așa da? Este, așa este. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru și că ne-ați la Rânca fost mâine, da? Alături. La Rânca, la Rânca, la da, Rânca, un Rânca, eveniment la stațiune, foarte important, sigur că la da. Rânca, așa noi este. Suntem acolo, avem echipă în Rânca, echipă, pentru că s-au schimbat mai multe la drumuri, cu o echipă de intervenție pentru asemenea situații. Este la Rânca. De două zile am mai fost nevoie de anumite intervenții făcute de comun acord cu organizatorul raliului. Așa că, haideți oameni buni la Rânca mâine. Așa este, dacă sunteți pasionați de raliuri. Și duminica la Miss Băcița, la domnul Leuștean. Da. La Miss Băcița la Novaci. La Novaci. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați fost alături. Toate cele bune.